Sunt bucuros să vă adresez pacea Domnului Isus, să vă salut cu sabat binecuvântat și să mă bucur că sunt în prezența lui Dumnezeu împreună cu dumneavoastră în lumea virtuală, pe calea undelor, cu toți prietenii noștri cunoscuți și necunoscuți și cu frățiorii noștri din comunitatea Bucov. În această seară, prin harul lui Dumnezeu, doresc să împărtășesc câteva gânduri, zic eu, mai simple, ușor de asimilat, în contextul unui subiect, sunt așa de bătrân. Un subiect care zic eu că face tot sensul în univers, ca să răspundem la întrebarea: cum poate un om bătrân ca mine să se nască din nou? Știți, viața trece repede. Parcă ieri am fost copii și eu și dumneavoastră și câți ori mai fi pe calea undelor. Și notăm cu stupefacție că cei mai frumoși ani din viața noastră au trecut. Au trecut în deliruri fericirii, în momentele copilăriei când nu aveam responsabilități că alții le purtau pentru noi. Apoi am trecut în faza de tinerețe unde aveam visuri care finalmente mai mult sau mai târziu, mai devreme sau mai târziu, au fost realizate sau au devenit un eșec. Apoi am devenit adulți care mai mult sau mai puțin trăim în virtutea luptei cu viața în genere, să supraviețuim în această lume atât de confuză. Ca mai apoi să existe un segment social la care mă adresez în seara asta și nu numai, segmentul social sau segmentul din societate care are vârsta de 50, între 50 și 60 de ani. Știți, Nicodim cred că avea o vârstă de genul ăsta, poate era și mai în vârstă, când s-a întâlnit într-o noapte cu Domnul Iisus Hristos și făcea o declarație de kilograme. Cum se poate ca un om bătrân ca mine să se poată naște din nou? Știți, dragii mei prieteni, noi toți am avut o istorie, noi toți venim de undeva, suntem educați, formați, influențați, am investit în obiceiuri, am semănat sămânța rutinei, avem o expunere la o cultură, la un anumit nivel intelectual și astăzi noi toți poate venim în noapte și să punem o întrebare lui Domnului Iisus Hristos, așa cum a făcut-o Nicodim: Doamne, ce trebuie să fac? Știți, dragii mei prieteni, Mântuitorul a făcut o declarație extraordinară undeva pe primele pagini ale Scripturii. Am ceva împotriva ta, să te întorci din nou la dragostea dintâi. Sunt foarte multe situații în care omul de credință sau omul care este dus la biserică să n-a fi avut niciodată posibilitatea de a fi întors cândva la dragostea dintâi, pentru că Domnul Hristos spune: întoarce-te la dragostea dintâi sau adu-ți aminte de unde ai căzut și pocăiește-te, întoarce-te la original. Dar la ce dragoste să se întoarcă unii dacă n-au avut-o niciodată? Sunt oameni care n-au ieșit niciodată din spectrul sau din formatul, din tiparul gândirii creștine tradiționale. Oameni care au crescut într-un mediu religios, într-o anumită biserică, dar a căror inimă n-a fost niciodată atinsă de Duhul lui Dumnezeu. Ei merg la biserică pentru că părinții lor au mers la aceeași biserică. Ei trăiesc, au formează sau urmează aceleași protocoale, aceleași ceremonii, aceleași tipare, aceleași forme de închinare, pentru că cei dinaintea lor le-au explicat mai mult sau mai puțin și pentru că părinții lor sau societatea în care ei s-au trezit că trăiesc și există, au făcut aceleași lucruri. Dar inima lor n-a fost atinsă de Duhul lui Dumnezeu niciodată. Știi, mi-aduc aminte când Domnul Hristos mi-a atins inima pentru prima oară. Pot să spun cu certitudine momentul, locul, clipele, anii când viața mea a fost o viață plină de dedicație și de pasiune pentru Mântuitorul. Vedeți, găsisem comoara, îl găsisem pe Domnul Hristos. Nu vroiam să renunț la Iisus cu niciun chip. Eram puși de 15-16 ani, mergeam la școală undeva la liceul 9 din Constanța și mi-aduc aminte că citeam Biblia cu pasiune, eram îndrăgostit de Mântuitorul meu și de-abia așteptam să împărtășesc această comoară, această extraordinară experiență cu colegii mei de clasă. Unii erau aroganți, alții erau cinici, alții
se comportau într-o manieră plină de infatuare. Alții dovedeau acel toxic element al negativismului. Cine știe, poate o fi, poate nu o fi. Dar eu vreau să le împărtășesc, indiferent de care era relația lor cu mine, pe Hristosul pe care eu l-am găsit. Nu mi-era nici rușine, nu mă interesa și dacă mă înjurau sau nu, dacă mă bacocoreau, nu mă interesa și câți prieteni pierdeam pe zi, pentru că îl mărturiseam pe Domnul Iisus Hristos. Aveam lumea mea, eu și Hristos al meu. Și ani de zile am dus-o tot așa, până când au trecut anii peste mine și am mai îmbătrânit și eu un pic, au fost rateuri, au fost derapaje spirituale în viața mea, ca în viața oricărui om. Pierdeai pentru o clipă, printre valuri, grijile acestei lumi, acea frumusețe a zâmbetului, acea imagine extraordinară a celui pe care tu l-ai iubit. Auzeam, în timp ce eram separat de Domnul Hristos, glasul și vocea Mântuitorului care spunea: Liviu, te sfătuiesc să te întorci la dragostea pe care ai avut-o pentru mine atunci, la început, la dragostea dintâi. Prietenii mei sunt foarte mulți oameni care, din nefericire, nu au reperul acesta în viață. Și atunci când oameni sau indivizi care vin din lumea aceasta mare sunt atinși de Domnul Hristos, găsesc comoara, ei aduc de lume comoara, Iisus Hristos, marele personaj al vieții lor, prioritate absolută, bucuria, splendoarea dragostei pentru Hristos, ei o aduc în bisericile noastre. Și bineînțeles, noi, cei care suntem pe băncile sau am stat pe băncile bisericii de o viață întreagă, ne zâmbim în barbă și zicem: wow, ce bine că mai vin ceva suflete noi să mai răcorească atmosfera bisericii. Mai vine un fresh blood, sânge proaspăt, oameni cu dinamică, oameni cu energie, că noi cam am adormit pe băncile acestei biserici. Ba mai mult, unii se întreabă: da, ce-or căuta ăștia la noi la biserică? Ce găsesc ăștia bun în ce facem noi, că noi suntem plictisiți, suntem obosiți? Vedeți dumneavoastră, ei aduc cu ei comoara pe care noi am pierdut-o. Ei aduc cu ei acel vestigiu de dragoste pentru Domnul lor Iisus Hristos. Și când vine 1, 2, 3, nu sunt mulți, dar când vin ei, parcă umple biserica cu zâmbetul lor. Și de aceea Iisus spunea: întoarceți-vă la dragostea dintâi. Nicodim este un fariseu ca mine, ca mulți dintre dumneavoastră. Nicodim este școlit, uns cu toate alifiile, a fost pe la Cambridge, pe la Oxford University și câte alte centre de inteligență creștină care îți dau dovada sau elixirul căii care duce către cer. Și printre acei profesori din acele universități mai există astăzi cât un Nicodim al secolului 21, care are o inimă goală, care știe că este gol, care știe că este ticălos, care știe că e nenorocit, sărac, corp și gol și n-are nicio perspectivă de viață. Mai sunt și astăzi prieteni Nicodimi care au îmbătrânit într-o rutină plicticoasă a vieții. Pana Inspirată spune că până la 30-40 de ani ne formăm caractere, formăm obiceiuri, obiceiuri în gândire, obiceiuri în maniera de a simți, maniera de a ne raporta la societate, dezvoltăm aceste dependențe ale noastre de un club pe care îl numim biserică, de o societate sau o ambianță a culturii noastre și mai târziu, la 50-60 de ani, ajungem la concluziile lui Solomon, sceptici, că de fapt copacul în ce parte înclină să cadă, în aceea va cădea. Mi-aduc aminte când am împărtășit cu străbunica mea, eu aveam 15 ani, ea avea 84 de ani, dacă nu mă înșel, și povesteam: bunică, tu știi că noi vom merge în cer cu Domnul Iisus. Eram un puști. Străbunica mea era o femeie credincioasă în felul ei. În fiecare seară când se culca și făcea cruce, zicea și ea un Tatăl nostru Domnului Hristos. Era o femeie bătrână și mă gândeam eu în mintea mea, în vitejia acelui iureș de dragoste pe care l-aveam față de Domnul Hristos, că străbunica mea pe ultimii ani sau pe ultima sută de metri a vieții ei avea nevoie să iubească cu aceeași pasiune pe Domnul Hristos.
așa cum o făceam eu. Așa că orice ocazie o aveam să petrec în compania uneia dintre cele mai blânde ființe pe care am întâlnit-o vreodată, străbunica mea, deci tatăl, mama bunicului meu. Și spuneam, bunică, Domnul Hristos te iubește, El vrea ca să mergi cu El în ceruri. Se uita la mine, i se lumina fața când vedea că un copil de 15 ani, mă rog, un tânăr, cum vreți să-i spuneți, îi spunea ceva bizar, Iisus, iubire, iertare, viață veșnică, nu muri niciodată. Și săraca, chiar dacă îi se lumina fața, într-un moment așa își venea în fire și spune, nu se poate. Și spunea, hei, bunică, bunică, cine știe dacă mai învie omul? Te duci în țărână și acolo stai pentru veșnicie. Cine știe, maică, dacă o să mai învie vreodată cineva? Observați, bunica mea era atrasă, străbunica, așa îi spuneam, dar îi spuneam bunica, străbunica mea era atrasă de aceste perspective minunate în care investeam eu ca tânăr atât de multă energie. Voiam cu pasiune ca străbunica mea, pe care o iubeam atât de mult, să iubească ce iubesc eu, pe Iisus. De ce? Pentru că știam că dacă bunica mea, străbunica mea, se va îndrăgosti de Mântuitorul meu personal, atunci ea va fi la fel de fericită ca și mine și vom fi în împărăția lui Dumnezeu pentru veșnicie. Dragii mei prieteni, din nefericire, omul bătrân pune aceeași întrebare ca și Nicodim. Cum se poate un om bătrân ca mine să-și mai schimbe principiile de viață, obiceiurile, și să devină un om așa cum vrei tu, Iisuse? Știți, un om ilustru în ale religiei, cum era Nicodim, pe nume fariseu, cu mare vază în societatea lui pe vremea aceea, îl căuta pe Domnul Hristos în noapte, așa, ca să nu fie văzut. De ce? Pentru că era un joc demnitatea lui, influența pe care avea în consiliul în care făcuse de fapt istorie, probabil că era și în joc și statutul lui social și de ce nu, poate niște implicații financiare. Așa că el, Nicodim, omul care îl caută pe Iisus în noapte, în noaptea sufletului lui, în noaptea vieții lui, îl caută mizând pe unica carte pe care o avea. Era dezamăgit de religia pe care o trăia. El, profesor universitar, om, marele doctor în filozofie și credință în religie, Nicodim, dezamăgit de apostazia propriei biserici, dezamăgit de fiascul religios al propriei națiuni, căuta cu disperare o soluție pentru salvarea țării, nației și a celor din jur. Și când l-a întâlnit pe Domnul Hristos, imediat Duhul lui Dumnezeu i-a șoptit în conștiință miroasea sinceritate. Iisus, învățătorul, fără origini, fără nume, nu știm de unde e, n-are rude la Ierusalim. Vedeți dumneavoastră, miroasea sinceritate. Nicodim pricepe datorită experienței de viață că Iisus e un om diferit, deosebit, special, un om care nu are nevoie de cosmetică, care nu are nevoie să angajeze diplomația pentru a obține ceva atunci când este interesat. Nicodim sesizează că Iisus nici măcar nu este gata să compromită cu adevărul majore. Și atunci Nicodim, marele profesor, marele fariseu, perfect după legea lui Moise, stă față în față cu un demnitar care are un statut special și care este convins că nu se poate vinde sau cumpăra. Nicodim în noapte, tremurând, cu pași întunecați către locul de întâlnire, îl vede pe Domnul Hristos și spune, acum ori niciodată, sau, dacă vreți, totul sau nimic. Nicodim mizează pe ultima carte care se numea Iisus Hristos. Și Mântuitorul, bineînțeles că nu este dispus să piardă foarte mult timp cu protocoale, cu rutine în care fiecare să se cunoască, un dialog de gen tatonare ca într-o dezbatere cu caracter religios. Nu, timpul era prea scurt, prea prețios, viața era prea scurtă. Domnul Hristos
a sacrificat câteva ore din noapte pe care le-a fi putut dedica rugăciunii sau puținul somn pe care l-avea noaptea ca să se întâlnească cu Nicodim. Așa că Nicodim este omul care evadează din mediul lui zilnic ca să asculte de acest Iisus, care era un om special. Între farisei, spune cuvântul, era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Acesta a venit la Iisus noaptea și a zis: Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, că nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Știți ce vrea să spună Nicodim? Știm că ești un învățător de la Dumnezeu. Eu, Nicodim, confirm aceasta, autentific vericitatea, sinceritatea ta. Nimeni nu poate face ce faci tu fără să fie Dumnezeu cu el sau să fie Dumnezeu el însuși, îmbrăcat în haină umană. Și dacă e așa, Nicodim spune, atunci tu ești Mesia, cel descris de aproape 300 de profeții și mai bine din Vechiul Testament. Dar vedeți dumneavoastră, în abordarea pe care Nicodim o are cu Domnul Hristos, trebuia mai mult decât atât. A-l accepta ca învățător nu era suficient. Trebuia o predare a inimii, a sufletului. Iisus știe că timpul este prețios. Dragii mei prieteni, ce este nașterea din nou? Forma aceasta de adresare era un standard de abordare impus de societatea lui Nicodim din vremea sa. Abordările de genul acesta erau de la sine înțelese când membrii sinediului erau sau aveau în față o persoană superioară. Deci trebuia să te raportezi cu respect, să-i admiți, să-i recunoști calitățile intelectuale, oratorice, abilitățile sale profesionale, să spunem, știm că ești mai superior ca noi, acum vrem să facem un compromis, haideți să negociem. Nicodim mergea pe calea aceasta, avea asul din mânecă, credea, avea miza, era îndemnat să creadă că el este soluția pentru Israel. El, Iisus, este nu numai învățătorul, dar este Dumnezeu îmbrăcat în haine de om. Și dacă e așa, am descoperit cea mai mare comoară. Însă Iisus îl abordează direct, frontal, fără menajare și cosmetică și spune, trebuie să te naști din nou. Dragii mei prieteni, în momentul în care Nicodim i-a spus, trebuie să te naști din nou, Nicodim a rămas șocat, n-a înțeles limbajul pe care Iisus îl împărtășea cu el. Adică ce vrei să spui? Cum se poate naște un om bătrân ca mine, cu stângăciile mele, cu ipocrizia mea, cu obiceiuri formate de atâția ani? Probabil că Nicodim avea între 60-70 de ani, 50 de ani, probabil era mai tânăr, mai în vârstă decât 50. Oricum, fariseii erau în vârsta aceasta, 50-60, trebuia să ai experiența vieții, trebuia să-ți fi dovedit loialitatea față de un astfel de consiliu, care era cea mai superbă declarație sau dovadă de forță a Israelului, crema intelectualității lui Israel, oameni care cunoșteau mai mult decât o limbă, vedeți? Erau intelectuali, oameni care învățaseră și învățaseră și învățaseră. Sinedriul era de departe cea mai inteligentă dovadă a societății evreiești a timpului. Și bineînțeles că Nicodim pune această întrebare, cum poate un om bătrân ca mine să trăiască a doua oară această experiență, să trăim ca Nicodim o viață întreagă în răceală, uneori în ritualuri care nu aveau ca scop proslăvirea lui Dumnezeu, ci proslăvirea sinelui. Să fii gol pe dinăuntru și să te minți pe tine, prietene, să mergi la biserică și să știi că nu e de ajuns, să fii sec și uscat, însetat după o viață mai frumoasă, mai nobilă, să cauți un seif spiritual, dacă vreți, în care poți să-ți permiți să-ți încredințezi inima și apoi să o închizi acolo pentru veșnicie. Toate acestea reprezentau sau reprezintă eșecul unei religii care nu schimbă oameni. Vedeți, prieteni, Nicodim știa treaba asta. Știa că viața lui, religia lui, sinedriul, chiar acel consiliu, nu schimba vieți de oameni. De fapt, nu era nimeni interesat în a schimba vieți de oameni la data aceea. Și totuși,
În noapte, Nicodim îl caută pe Domnul Iisus Hristos. Știți? Între Nicodim și Apostolul Pavel există o similaritate fantastică. Nicodim ia poziție după crucificarea învățătorului, care era Iisus. Pavel ia o poziție pentru Domnul Hristos după omorârea cu pietra lui Ștefan. Ambii trăiesc dezamăgirea, ambii recunosc vanitatea creștină sau vanitatea sau și ineficiența unei vieți irosite în căutarea fericirii fără Domnul Hristos. Ambii trăiesc decepția fariseismului care învăța pe vremea aceea noțiunea faptului că mântuirea se găsește în tine. Tu, în interiorul tău, ai un rezort care, dacă îl descoperi, devii un pic de dumnezeiaș, ca cei care vin din Tibet și invadează lumea modernă, cei care au trăit în locurile ascunse, mistice, ale Asiei, de acolo, cei care cunosc karma și viitorul, repetarea unei vieți, a unei greșeli, aceștia vin să ne spună lucrurile acestea, că mântuirea se găsește în noi înșine. Nimic mai greșit și nimic mai fals, nimic mai ipocritic decât să crezi că mântuirea este în tine. A te naște din nou, a răspunde la întrebarea lui Nicodim de atunci și din secolul 21, că sunt o groază de Nicodimi care și astăzi bântuiesc în noapte, ori becăiesc să-l întâlnească pe învățătorul, mizând pe ultima carte, Hristos e totul sau nimic. Acum sau niciodată, totul sau nimic. Sunt și astăzi astfel de Nicodimi care pun aceleași întrebări. De fapt, ce înseamnă nașterea din nou? Prieteni, nașterea din nou înseamnă prima ta decepție, prima mea decepție. Nașterea din nou începe cu dezastrul vieții mele personale. Nașterea din nou începe cu momentul în care eu descoper că sunt un coș de gunoi, în care am investit mizerie și păcat. Nașterea din nou începe cu marea decepție, când strig la Dumnezeu și spun, Doamne, dacă poți să faci ceva cu un astfel de om, fă. Toată viața m-a închinuit să te impresionez, să te surprind cu bunătatea mea și am căzut mai adânc în mocir la vieții mele. Dacă poți să faci ceva, tu, învățătorule, Iisus, cu mine, atunci fă. Eu nu știu ce să fac. Am crezut că rezultul mântuirii este în mine însumi, în propria neprihănire, până am ajuns atât de decepționat încât aproape mi-am pierdut credința. Alergând în ape noi, nemai inspectate până atunci, am ajuns să mă rătăcesc, să uit drumul către casă. Doamne, nu mai am încredere în haina de pe mine. Nu mai pot să cred lacrima pe care o vărs cu sinceritate. Nu mai am încredere, urăsc să mă aud pe mine vorbind. Mă detest, sunt un ticălos, un nenorocit, sărac, devastat de gol și de orb. Doamne, dacă poți să faci ceva cu un astfel de om mizerabil ca mine, fă tu. Aici este, în momentul acesta, este apariția nașterii din nou, momentul în care Domnul Hristos spune că de-abia așteaptă El de la tine ca să nu mai poți tu nimic, ca să poată face El totul. Prieteni, câteva idei nobile care aș vrea să le mai împărtășesc cu dumneavoastră în contextul acestui subiect. Apostolul Pavel, Nicodim, mă uit chiar la Toma Necredinciosul, oameni cu capricii, oameni care erau răzbunători din fire. Nicodim era un caracter, Apostolul Pavel un alt caracter. Dar, dragii mei prieteni, de-abia așteaptă Dumnezeu să nu mai poți tu nimic, ca să poată El totul. Rușinea ta să fie schimbată pe onoarea Lui, nemernicia ta să fie schimbată cu demnitatea Lui, dezgustul tău să fie schimbat cu pasiunea și intensitatea dragostei Domnului Hristos, moartea pe care o meriți tu să fie schimbată cu viața care e a Lui. Aici, în momentul acesta al marilor dezamăgiri, în momentul celei mai mari decepții, când sunt gata să renunț la mine, la
cine sunt ca individ, să nu mai am niciun credere în mine ca individ, ci să am încredere în acela care mă poate schimba. Aici, în contextul marii decepții, se produc marile schimbări, marile schimburi, care nu neapărat sunt extrem de juste, nu? Să schimb onoarea cu rușinea, cât de drept e aia? Să schimbi ipocrizia cu sinceritate, ipocrizia mea, mi-o ia Iisus și o pune pe umeri lui ca păcat și îmi dă sinceritatea lui. Cât de drept este asta? Vedeți, de aia Mântuitorul Iisus Hristos s-a făcut pentru noi păcat o singură dată în Biblie și în istoria umanității și a Universului, nu de mai multe ori. Când ne uităm la viața lui Nicodim și viața lui Pavel, câți dintre noi n-am avut aceeași experiență? Noi, Nicodimii secolului 21, am asistat la crucificarea Domnului Hristos în prezența fraților noștri, fără să zicem un cuvânt. Câți dintre noi n-am vorbit cu Iisus în noapte? Câți dintre noi nu am asistat la omorârea cu pietre a unor oameni ca Ștefan, mai buni ca noi, în bisericile creștine, într-un mediu creștin și în tăcere n-am pus nicio întrebare? Iisus spune, adevărat, adevărat vă spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Nicodim a doua oară spune, cum se poate face așa ceva? Iisus în mod extraordinar îi spune, cum tu, care vii de la Harvard University, tu care ești teolog, expert, erudit, PhD în cunoștința Scripturii, tu, învățător al lui Israel, nu cunoști chestiuni de bază. Dacă tu, ca învățător al lui Israel, nu pricepi aceste lucruri, atunci care este speranța pentru poporul care bâșbuiește în întuneric și pe care tu pretinzi că îl conduci la lumină? Orbi, conducători de orbi. Iisus spunea, tu care ești învățător al lui Israel, Nicodime din secolul 21, tu nu știi? Tu care pretinzi că ai toată crema intelectualității, că ai toată crema cunoștinței, știi drumul către cer, tu un rătăcit. Și el, Nicodim, spune, cum se poate naște un om bătrân ca mine? Dragii mei, convertirea este o revoluție, este un război al lui Dumnezeu cu sinele nostru. Proprietarul casei sunt eu. Nașterea din nou este acel moment, așa cum spuneam, al eșecului total, când omul se recunoaște învins și dă cheile casei lui Dumnezeu și spune, Iisus, ia cheia inimii mele, intră tu, fă curat, fii stăpân, că eu nu mă mai suport în halul în care sunt. Nicodim, practic, este un fel de fiu mai mare din parabola fiului risipitor. Vă aduceți aminte de fratele mai în vârstă, care face pe încăpățânatul, nu vrea să intre în casă să participe la bucuria tatălui, care zice, iată fiul meu a fost pierdut și a fost regăsit. Dragul meu prieten, Nicodim, de fapt, dialogul pe care tatăl îl are în parabola fiului risipitor cu fratele mai mare, este similar în substanță cu declarațiile sau dialogul pe care îl are Domnul Hristos cu fiul mai mare al lui Israel, Nicodim. Dialogul poate că este, cum să zic, prezentat în cuvinte diferite, dar substanța este aceeași. Fiul mai mare prezintă cu infatuare, toată viața ți-am slujit și n-am făcut ce a făcut el. Și acum a venit să-mi ia și partea mea de avere. Vedeți, fratele mai mare într-un outburst, într-o erupție de furie, recunoaște tatălui în parabolă că de fapt eu ți-am slujit pentru interes. Nu eram interesat în relația mea cu tine, eram interesat de ce îmi dai la sfârșit. Eu sunt fratele mai mare, Esau. Vine Iacov să-mi ia proprietățile care mi-aparțin mie ca frate mai mare, ca întâi născut. Dialog, îndreptățire prin credință, îndreptățire prin fapte. Și pentru că refuză cu încăpățânare să intre, pentru că fratele mai mare, din parabola fiului risipitor, avea o problemă cu caracterul tatălui. Ești nedrept, ești prea iubitor, nu vreau să intru. Bine mă, dacă nu vrei să intri tu,
Lasă că ies eu. Observați, Dumnezeu se duce atât de departe că să-l mântuiască și pe prăpăditul ăsta de frate mai mare. Nu vrei să intri tu? Ies eu, mă. Nu vrei să vii tu la mine? Lasă că vin eu la tine. Nu intri tu în har? Ies eu cu harul în întâmpinarea ta. Acesta este Dumnezeul la care ne închinăm. Acesta este Tatăl nostru din ceruri. Un Dumnezeu care poate să-l înduioșeze chiar și pe nesocotitul ăsta de fiu mai mare, care se credea el atât de înțelept și că, vezi, măre Doamne, tot ce a făcut el în viața lui nu se compară cu ce a făcut ălălaltul. Și de aceea pretindea închinare. În realitate, frustrarea fiului mai mare, fratelui mai mare, este foarte similară cu frustrarea lui Iona. Aceeași problemă pe care o avea fratele mai mare din parabola fiului isibitor, am o problemă cu tine că ești un Dumnezeu prea bun și milostiv, e aceeași frustrare pe care o experimentează Iona, necredinciosul, un om care se încredea în propria neprihănire. În capitolul 4, versetul 2, dacă nu mă înșel, Iona spune: ah, Doamne, nu este aceea ce tocmai ziceam când eram încă în țara mea? Tocmai lucrul acesta vroiam să-l înlătur fugind la Tars, că știam că ești un Dumnezeu milos și plin de îndurare, îndelung rădător și bogat în bunătate și că te căiești de rău. Adică ai o problemă cu mine, Iona, că eu sunt bun. Iona îi face profeție lui Dumnezeu. Știam eu că ești așa bun. Acum spun eu, am anticipat înainte, am făcut profeție despre tine că tu ești un Dumnezeu bun și nu vrei să te schimbi. Eu am crezut toată viața că te voi schimba pe tine, Doamne, să-i omor pe toți oamenii ăștia asirienii răi de la Ninive. Dar nu te-am putut schimba. Observați, religia lui Iona e religia fratelui mai mare, religia lui Nicodim, religia mea și a ta. Noi, în viața noastră, vrem să schimbăm noi pe Dumnezeu, să facem pe El ca noi. Și Dumnezeu zice, nu, e invers. Voi trebuie să deveniți ca mine. Nu vreau să intru. Păi nu vrei să intri tu, zicea fratele mai mare. Adică nu vrei să intri? Lasă că ies eu afară. Mi-aduc aminte de un alt capricios, ucenic de-al Domnului Hristos, Toma necredinciosul. La fel de dificil, la fel de îmbuvnat, la fel de complicat. Am mai întâlnit noi oameni pe biserică așa ca ei. Dacă nu mi-a dat bună ziua, dacă nu vine să ceară de la iertare de la mine, niciodată nu mai fi la biserică. Stai, mă, omule, liniștit, mă. Toma. Și dacă nu pun eu degetul pe rana lui, dacă nu simt eu că Iisus în piele și oase, cu niciun chip nu voi crede. Și Iisus spune, bine mă, nu vrei să intri, lasă că vin eu afară. Și iată pe Dumnezeu care îi vorbește frumos lui Iona, bine faci tu mă de temânii. Iată Dumnezeu minunat, tatăl din parabolă care joacă rolul lui Dumnezeu, îi spune fiul fratelui mai mare, mă, dacă nu vrei să intri, ies eu. Tu mă ai pe mine totdeauna. Domnul Hristos îi răspunde lui Toma, ferice de tine, Toma, că ai crezut pentru că m-ai văzut. Dar știi, e o clasă de oameni mai fericiți decât tine, Tomiță, pentru că n-au văzut, dar au crezut. Iată trioul oamenilor complicați din biserică. Fratele mai mare, Iona și Toma necredincios. Oameni complicați. Dar ce rămâne din toată această experiență extrem de identică sau similară în natură cu acești trei oameni complicați? Că Dumnezeu vrea, iubește, să mântuiască oameni complicați ca ăștia. Noi, Nicodimii secolului 21, rătăcim în noapte, căutăm și mizăm pe cartea care se cheamă Iisus Hristos. Dăm ce n-am, umplem vidul inimii mele. Și Tatăl răspunde în parabolă, tratamentul? Rețeta pe care ți-o dau nu este la bâșbâială, nu este ca și un medicament care, mă rog, îl dau pe aici, pe acolo, ăștia cu farmacia, farmachia, nu? Domnul Hristos punctează la fix. Domnul Hristos știe exact tratamentul de care ai nevoie. Nu-ți dă pe bâșbâite, ia-l pe ăsta, medicamentul ăsta, încearcă-l pe ăla, dacă nu funcționează, nu. Iisus spune, trebuie să te naști din nou. Și mai e o chestie. Tatăl, asta este dulceața subiectului cu care vreau să concluzionez în această seară. Fiule, îi spune Tatăl din parabolă, dacă vă aduceți aminte, tot ce am este al tău, iar eu sunt întotdeauna cu tine. Tatăl Ceresc scoate în evidență ideea genială care ar trebui să fie temelia întregii religii creștine. Tu mă ai pe mine,
cu tine totdeauna. Eu sunt al tău totdeauna. Eu sunt cu tine totdeauna. Vedeți, asta este dulceața, asta este chintesența, asta este substanța, fundamentul teologiei creștine. Tu mă ai pe mine, cu tine, totdeauna. Eu sunt cu tine, totdeauna. Dragii mei, eu cred că aceasta este cea mai mare declarație, cea mai mare descoperire, cea mai mare revelație a tot ce am vorbit până acum în seara aceasta. Tu mă ai pe mine, totdeauna cu tine, spune Tatăl. Eu sunt cu tine, totdeauna. Ce este mai frumos decât să cari cu tine prezența celui pe care îl iubești? Ce este mai frumos decât să știi că l-ai pe Domnul Hristos cu tine, totdeauna, că l-ai pe Tatăl Ceresc, totdeauna cu tine? Și Nicodim înțelege că viața începe cu o decepție, când viața sau nașterea din nou este fenomenul care are ca starting point sau punct de plecare marea decepție a vieții mele, când îl caut pe Domnul Hristos, ca și Maria, după înviere, în grădină, și îl caut printre lacrimi. Credea că e grădinarul și Maria zice, dacă l-ai luat, Domnule, spune-mi unde l-ai pus, că mă duc să-l iau. Maria îl căuta pe Domnul Hristos printre lacrimi și l-a găsit printre lacrimi. Nicodim l-a căutat pe Domnul Hristos în noapte și l-a găsit. A mizat pe ultima și unica carte pe care o avea la îndemână, Nicodim, omul intelectualul, omul religios, omul care era gol, omul bătrân, care își punea o întrebare, am trăit o viață în zadar, o viață cu obiceiuri, am format trăsături de caracter care nu știu dacă le mai schimbă cineva în viața mea, sunt prea bătrân. Așa spunea străbunica mea, ei maică, cine știe dacă mai învie omul? Cu cât trec anii și schimbările spre bine nu au loc, cu atât șansele noastre sunt mai puține de a accesa harul și dragostea lui Dumnezeu. Și totuși, în această seară, noi am tras concluzia că un frate mai mare, care este foarte rebel și răbuvnește împotriva Tatălui, are o problemă cu tată, că de ce iartă, de ce iubește, de ce are răbdare. Dar nu știa că tocmai acele trăsături de caracter ale tatălui aveau să impacteze sau să-l salveze pe fratele mai mare. Dacă Tatăl Ceresc n-ar fi avut acele elemente de caracter pe care fratele mai mare le disprețuia la tatăl lui, el n-ar fi putut fi mântuit niciodată. Iona la fel. Un om foarte dificil și complex. El avea o problemă cu Dumnezeu, că de ce Dumnezeu e bun, iartă, îi face și profeție. Toma, necredinciosul, își împietrește inima fără rost ca un copil răsfățat. Și totuși, calitățile acestea extraordinare ale Domnului Hristos, ale Tatălui Ceresc, iubire, răbdare, compasiune, blândețe, îngăduință, sunt exact vectorii care aveau să-i salveze pe Toma, pe Iona și pe fratele mai mare din parabolă. Tocmai aceste declarații, trebuie să te naști din nou, aveau să-l aducă pe Nicodim pe calea cea bună. El, Nicodim, după crucificare, împreună cu Iosif din Arimatea, aveau să investească tot ce au agonisit toată viața într-un ideal cosmic, într-o idee nobilă, salvarea de suflete. Aveau să moară săraci și nu numai atât, să moară ca martiri pentru Domnul lor, Iisus Hristos, pe care regretau că l-au căutat și l-au găsit într-o noapte. Regretau faptul că n-au luat poziție pentru Hristos atunci când îl huiduia lumea. Și totuși, gestul lor, serviciul lor, schimbarea de viață pe care a făcut-o Dumnezeu în ei, a fost acceptată, binecuvântată, ca un miros bineplăcut înaintea Tatălui nostru din ceruri. Dragii mei prieteni, în această seară ne identificăm cu Nicodimul secolului 21. În această seară bâșbâim în noapte și îl căutăm pe acela care ne poate face fericiți. În această seară nașterea din nou poate să înceapă în viața noastră cu o decepție și poate să înceapă cu un schimb de onoare pe care Domnul Hristos vrea să-l facă chiar acum, aici. În spiritul acestor cuvinte, așa cum spune pana inspirată, că orice suflet care se naște din nou în Împărăția lui Dumnezeu se naște ca misionar pentru alții, împărtășești
tu, eu, noi toți, bucuria prezenței Domnului Hristos, tot așa, în această seară, vreau să zicem un amin la tot ce vrea să ne ofere Dumnezeu, fără ca să merităm. Și pentru acest motiv fac un apel ca să ne plecăm capetele, inima, sufletul, viața, toată ființa noastră în rugăciune în fața acestui mare Tată care ne-a spus: eu sunt cu tine totdeauna. Amin. Iubitul nostru Tată din ceruri, inima noastră este complet atinsă de dragostea ta. În numele lui Iisus îți cerem iertare pentru infatuare, împietrire, pentru orbirea, pentru ipocrizia, pentru răutatea și invidia pe care le-am avut ca oameni, le-am nutrit și le-am cosmetizat în haine creștine. Le-am justificat cu versete biblice. Răutatea noastră, bârfa, ura, resentimentele care le-am avut față de cei din jur, toate le-am îmbrăcat și le-am justificat în doctrine. În această seară ne prăbușim la picioarele Fiului Tău, Domnul Hristos, și îți cerem iertare. Dorim schimbul. Suntem obosiți de noi înșine și în această seară dorim, iubite Tată, vrem ca să luăm, să-ți dăm rușinea, ocara, mizeria caracterului nostru și, dacă vrei, să ne dăruiești slava, cinstea, onoarea, viața veșnică care aparțin Domnului Hristos. Binecuvântează pe toți cei care au fost pe calea undelor în această seară, inimile celor care au fost atinse de gloria dragostei tale și a caracterului tău și fă-tu ca niciunul să nu fie pierdut la ziua mare a apelului ceresc. Îți mulțumim în numele lui Iisus. Amin.